Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim despre multe, multe parfumuri. Astăzi am făcut o selecție despre care vreau să vorbim, despre parfumuri de designer pe care vi le recomand cu tot dragul în perioada rece, toamna și iarna. Și vorbim despre parfumuri pe care eu le ador pur și simplu și consider că sunt must-have în colecția fiecăruia de parfumuri, acum depinde și ce preferințe aveți. În general vorbim despre parfumuri ceva mai dulci, despre parfumuri gurmande, vanilate, cozy, parfumurile acelea care ne plac nouă în perioada rece, nouă iubitorilor de parfumuri dulci, avem și ceva mai spicy. Și haideți să începem, pentru că nu vreau să fac un intro foarte lung, dar nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Și nu uitați și de like, împărtășiți cu prietenii voștri și așa mai departe, voi știți că așa funcționează un canal de YouTube și așa poate să meargă înainte cu ajutorul vostru, mai ales dacă apreciați conținutul pe care eu îl fac aici pe YouTube. O să încep cu un parfum, da, voiam să vă mai spun și faptul că am vorbit pe canal despre parfumuri accesibile, despre parfumuri arabești, acum vorbim despre parfumuri de designer și urmează să fac și o selecție cu parfumuri de nișă. O să încep cu un parfum accesibil. Cred că a intrat și în clipul acela cu parfumuri accesibile, dar eu insist să fie și în clipul acesta cu parfumuri must have, pentru că este un parfum pe care trebuie să îl ai în colecție în perioada rece. Este vorba despre Maubusson Star, un parfum dulce, un parfum cu pralină. Sinceră să fiu, nici nu l-am purtat anul acesta pentru că a fost destul de cald și sunt unele parfumuri pe care le-am lăsat pentru când chiar este frig afară, dar îmi place de nu mai pot acest parfum. Are și o aromă fructată, are un ananas parcă caramelizat, are și o parte lemnoasă, dar și multă pralină și parfumul acesta, dacă îl cumpărați, să îi dați timp, pentru că are nevoie de timp să se așeze și să fie mirosul pe care eu îl simt acum, pentru că eu i-am făcut un unboxing și s-a dezvoltat foarte frumos în timp. Acum este exact ce mă așteptam eu să fie, dar din păcate la primul nas nu a fost exact așa cum credeam eu și aveți unboxing-ul la mine pe canal. L-am simțit diferit de cum îl simt acum, de fapt acum este perfect. Dar e bine că pot să vă spun și vouă, la unele parfumuri că au nevoie de timp și că acestea se transformă, să nu le judecați de la primul puf. Este superb Maubusson Star, are un preț super bun, îl găsiți pe Parfumo, pe Makeup, dacă nu mă înșel, pe depozitul de cosmetice, la preț super bun și mi se pare că găsiți și variantă mică de 20 de ml parcă. Dar da, este un parfum pe care eu l-am purtat foarte mult anul trecut și pe care o să-l port și anul acesta cu siguranță. Chiar este un parfum pentru perioada rece, când este frig afară. Astăzi e chiar o zi bună de purtat parfumul acesta. Haideți să mergem mai departe. Toamnă fără This Is Her nu se poate, pentru că este perioada castanelor, pentru că este un parfum dulce, vanilat, un parfum cu frișcă, cu vanilie, cu castane, cu zahăr vanilat presărat peste aceste castane. Avem și lemn de cașmir și santal, santalul acela pe care îl regăsim în toate parfumurile Zadig & Voltaire. Este un parfum dulce, lactonic, minunat, superb, delicios și numai bun pentru perioada rece, din punctul meu de vedere. Lolita Land, un parfum magic pentru perioada rece. Mi se pare că miroase a Crăciun, are o notă de Bellini. Uitați-vă cum s-a desfăcut, uitați-vă cum s-a desfăcut. N-am ce să-i fac. Are un capac foarte frumos. Mi-a rămas chestia asta de metal în capac, dar nu e nicio problemă. Ar trebui poate să-mi cumpăr o sticlă de backup, pentru că ador parfumul acesta și el este un parfum dulce, vanilat, fructat. Are
Este și prăjituros, are deschiderea aceea de piersicuță cu vanilie, cu lemn dulce, dacă nu mă înșel. Mi se pare că miroase a Crăciun, mi se pare că miroase a iarnă. Te duce cu gândul la o pădure magică, la tot felul de chestii fantastice. Deci este un parfum minunat pe care trebuie să-l ai în perioada rece. Mai ales sticluța aceasta e de avut în colecție, este delicios parfumul ăsta. Și da, trebuie să-mi iau o sticlă de backup pentru că îl ador și pe el. Un alt parfum pe care vi-l recomand cu tot dragul este La Vie Belle Elixir. Este lansat în 2024, deci avem aici o noutate. L-am purtat, îmi place, l-am și testat, v-am povestit despre el într-un video și purtându-l mai mult mi-am dat seama că mă duce cu gândul la Insolence. La Insolence, în cazul în care vreți un Insolence mai fructat. Mi se pare că aici iese în evidență partea fructată și în Insolence iese în evidență partea aceea pudrată, cu violetă. Da. Este un fructat floral siropos. Deci mi se părea atât de cunoscut parfumul ăsta și nu știam cu ce îmi seamănă. Seamănă foarte bine cu Insolence, doar că în acesta partea fructată siropoasă iese în evidență și în background avem acea parte florală pudrată de violetă. Seamănă. Deci seamănă foarte bine. Mă bucur că mi-am dat seama cu ce mi se pare că seamănă, dar este superb, este siropos, este fructat, este pudrat, este feminin și dulce. Și da, La Vie Belle Elixir, dacă vă place, Insolence, un Insolence mai, hei, măcar un focus aici, dacă măcar atât, hai, focus, să mă aud și eu aici pe o imagine. Da, deci un Insolence mai siropos și mai fructat și mai dulce. Insolence este mai pudrat și mai floral. Ok, e minunat. L'Elixir, dacă vă place Insolence, eu zic că în zona aia se duce, pentru mine este clar că în zona aia se duce. Trecem la minunățiile de la Jean Pogotier. Avem aici La Belle, știți că ador parfumul acesta. Este o dulceață, o dulceață de parfum. Avem o pară foarte dulce, flori, piele și o bază vanilată cu vetiver, ambră, mosc. Este dulce, este fructat, vanilat și cu un iz de vată de zahăr. Sincer să fiu, eu para nu o percep ca pe o pară fructată. Nu știu, e caramelizată. Dacă aș mirosi parfumul acesta și nu aș ști că are pară, nu, n-aș spune că este pară, clar. A simți mai mult niște fructe roșii și ele cumva caramelizate. Un parfum vanilat, fructat, dulce, dulce. Și îl avem și pe frățiorul aici, Le Parfum. Ia să-i dăm și un puf pentru că n-am apucat să le port, nu a fost vremea. Când vorbesc de perioada rece, mă refer de în octombrie, octombrie încolo, da? Acesta este mai siropos, este mai fructat. Îmi place și el foarte mult. Da, sunt două parfumuri pe care le recomand pe ambele. Nu prea sunt eu genul care cumpără flanker după flanker și așa mai departe, dar aici este altceva. La fel este și în cazul lui La Belle, La Vie Belle. Am La Vie Belle în colecție, am și La Vie Belle Intense, ceva cel cu alune. Pot să zic că acesta nu are ADN-ul, este total diferit de original și poți să le ai pe ambele în colecție, chiar dacă ai La Vie Belle. La fel este și cu La Belle. Dacă vrei ceva mai echilibrat, îți recomand La Belle. Dacă vrei ceva mai siropos, îți recomand La Belle Le Parfum. Și mai am o situație de genul acesta cu Burberry Goddess.
Avem aici varianta intensă și avem aici varianta, prima variantă. Aici avem un parfum vanilat, dulce, aromatic, cu acea lavandă foarte plăcută. Este un parfum cald, este un parfum frumos, un parfum pe care îl recomand tot anul. Dar avem și varianta asta mai lemnoasă, mai aromatică, mai puternică, care se duce un pic înspre masculin sau poate să fie unisex. De fapt, eu pe ambele le văd unisex, dar aici avem o variantă mai aromatică, v-am mai tot povestit eu despre ele. Mi se par diferite cele două, deci poți să le ai pe ambele în colecție, dar pe acesta îți recomand să-l testezi înainte. Mi se pare că Burberry Goddess este un parfum de avut în colecție și mergi la sigur dacă îl cumperi blind, dar cu intens nu mergi la sigur. Este și acesta un parfum foarte frumos, foarte puternic. Sunt două parfumuri diferite din punctul meu de vedere. Apoi parfumul acesta delicios, perfect pentru perioada rece, și aici aș vedea de avut în colecție și varianta intensă. V-am tot povestit despre el, nu știu dacă o să... Nu pot să mă abțin, așa că o să vă spun și în clipul acesta câte ceva. Este de avut în colecție și varianta, prima variantă, dar și varianta intensă, pentru că aici avem partea aceea citrică, prăjituroasă, apoi avem o bază nati, o bază cu o prăjitură densă, cu alune, cu nuci. E delicios parfumul acesta, iar varianta intensă este practic baza acestui parfum. Se deschide direct la prăjitură cu alune, dulce, delicioasă. Mie mi se pare că acesta este ceva mai citric, are deschiderea aceea citrică. Mie îmi place și acesta, îmi place și intens, dar nu mi l-aș mai lua pentru că până la urmă și el se duce în zona aia, deci nu sunt atât de diferite cele două parfumuri, dar nu zic, mi se pare îmbunătățit. De fapt, acesta are mai multe etape, nici nu știu ce să zic. Mi le-aș dori pe ambele în colecție, sincer, să fiu, îmi plac amândouă, și varianta originală, dar și varianta intensă. Un alt parfum pe care îl recomand în perioada rece este Poison Girl Eau de Toilette de la Dior. Ce să zic, acum puteam să aduc aici și apa de parfum sau Hypnotic Poison, care este mai vanilat, mai pudrat, dar acesta mi se pare cel mai echilibrat, cu deschiderea aceea de prăjiturică, de tartă cu citrice, cu portocală amară. Avem și vanilie, avem și tonka, este și el un parfum dulce și cald și caramelicios. Îmi place foarte mult combinația asta dintre această deschidere citrică cu portocală amară. Mi se pare un pic că miroase a citrice caramelizate. Are o aromă deosebită din punctul meu de vedere, de aceea l-am și adus doar pe el. Îmi place foarte mult deschiderea. Este și el un parfum dulce, este un parfum frumos și de avut în colecție. Eu vă recomand și Hypnotic Poison, pe care îl am în colecție. Mi se pare că am apa de toaletă, dar și apa de parfum este la fel de avut în colecție, să zic așa. Dar din punctul meu de vedere poți să ai doar apa de toaletă. Este preferatul meu dintre cele două, dintre apa de parfum și apa de toaletă. Acesta îmi place mai mult pentru că se deschide cu citricele acelea caramelizate, ca să zic așa, și se dezvoltă foarte frumos. Și ultimul parfum despre care vorbim, nu avea cum să lipsească din clipul acesta, un parfum cald, condimentat. Aș aduce aici lângă mine și Angel, nu știu de ce nu l-am adus, este din nou un parfum delicios, dar și condimentat și foarte frumos.
Da, uite. Am avut o obsesie pentru Angel Muse, dar este discontinuat, dar măcar pe Angel puteam să-l includ în clipul acesta. Nu-i nimic, vă spun și despre el, este un parfum pe care îl ador. Angel Muse, apa de parfum, este din nou un parfum care mă înnebunește în această perioadă și l-am purtat destul de mult. Angel, la fel, este un parfum foarte frumos pe care îl iubesc de nu mai pot. Și uite că nu a intrat în clip, din păcate. Nici nu am știut cum să fac și eu o selecție cât mai mică de parfumuri ca să nu le aduc totuși pe toate. Dar da, vă recomand pentru perioada rece Angel, vă recomand Kenzo Jungle. Kenzo Jungle este cu multe condimente, cu cardamom, cu cuișoare, cu chimion, avem o bază caldă, cu vanilie, cu ambră. Deci este un parfum puternic, la fel este și Angel. Angel Muse este mai ciocolatos, este puternic și el și foarte persistente aceste parfumuri, toate, și Angel și Kenzo. Eu am variante mai vechi, deci da, pot să zic că sunt norocoasă din punctul ăsta de vedere. În Angel mai am foarte puțin și el este tot așa foarte puternic, persistent. Muse este delicios, este delicios. Și cam atât pentru astăzi. Închei acest video cu niște parfumuri pe care cu siguranță le cunoașteți și ori le iubiți, ori nu le suportați. Mă refer aici la Angel, mă refer la Kenzo Jungle, mă refer la Angel Muse. Mi-aș dori în colecție și Muse EDT. Din nou, nu se mai face, de aceea nici nu l-am inclus în clipul acesta, dar pe Angel îl găsiți încă. Și chiar sunt curioasă dacă iubiți sau nu Jungle, Angel Muse, dacă îl mai aveți în colecție, ce parfumuri purtați voi de designer în perioada rece și ce îmi recomandați, ce considerați voi că sunt must-have. Mă refer aici la parfumuri de designer, pentru că o să vin și cu parfumuri de nișă, cu o selecție de parfumuri de nișă și o să vă rog și atunci să-mi recomandați parfumuri despre care voi credeți că sunt must-have. Aștept cu interes comentariile voastre. Vă mulțumesc pentru vizionare. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!